Noul an școlar a început cu emoții, dar și cu o surpriză foarte plăcută pentru elevii din Perșinari, care au trecut pragul unei școli moderne, reabilitate în totalitate conform standardelor europene. Noul edificiu al instituției de învățământ oferă atât elevilor cât și cadrelor didactice și personalului un ambient plăcut și confortabil, propice pentru desfășurarea unui proces educațional de calitate. Reprezintă totodată o misiune civică, profesională și intelectuală împlinită, o investiție în viitorul acestei comunități, în viitorul acestei națiuni. La inaugurarea școlii din Perșinari au participat și reprezentanții Consiliului Județean, precum și deputați și senatori de Dâmbovița. Vreau să-mi bucuras că am reușit să mai facem ceva din lucrurile pe care dumneavoastră le așteptați de foarte multă vreme. Și iată că avem peste drum o grădiniță nouă, terminată în 2008 sau 2009. Avem 2 km și jumătate de asfalt în plus și vom continua în anii următori. Avem o școală nouă. La un alt tip de școală, cu alte condiții, și cred că lucrul acesta trebuie să fie mândria, mulțumirea dumneavoastră și o vă felicit pe toți, toată comunitatea. Mobilierul școlii este nou, iar aparatura lasă impresia că elevii din Perșinari studiază într-o școală europeană. După surpriza pe care au avut-o în curtea școlii, găsind un edificiu modern care nu mai seamănă deloc cu fosta școală, învățăcei au fost întâmpinați într-un mod cu totul special și în sala de clasă. Pe fiecare bancă, primarul localității a pus câte o icoană sfințită care să le călăuzească drumul celor mici în procesul instructiv-educativ.